găsit din nou. Iată care sunt cele mai importante titluri ale zilei. Doi adolescenți au fost loviți de tren ieri după amiază la Radomirești. Un autobuz plin de oameni a luat foc în trafic astăzi în centrul orașului Târgu Jiu. 12 polițiști gorjeni au fost trimiși în judecată în dosarul Mafia Cărbunelui. Doi adolescenți au fost loviți de tren ieri după amiază într-o gară din județul Olt. Accidentul s-a petrecut în gara CFR din comuna Radomirești. La fața locului au ajuns pompierii, dar și un echipaj al serviciului de ambulanță. Paramedicii au acordat primul ajutor unui băiat de 16 ani din comuna Radomirești, care a fost găsit inconștient cu traumatism craniocerebral în zona parietal stânga, excoriații la membrele superioare și plagă la ochiul drept. Acesta a fost transportat la centrul de primiri urgențe Caracal. Cel de-al doilea băiat, în vârstă de 15 ani, din aceeași localitate, a refuzat transportul la spital. Acesta era conștient și prezenta un traumatism la mâna dreaptă. Un autobuz plin de oameni a luat foc în trafic astăzi chiar în centrul municipiului Târgu Jiu. Autobuzul transporta călători și circula pe ruta Târgu Jiu-Drăguțești-Timișeni. Pompierii ajuns la fața locului au lichidat flăcările care cuprinseseră partea din spate a autovehiculului. Pasagerii s-au panicat, dar au fost scoși teferi din autobuz. O fetiță din Olt a fost lovită astăzi de un microbuz. Accidentul a avut loc la orele prânzului în comuna Bobicești, pe drumul național 65. Copila a încercat să traverseze strada când a fost lovită de microbuz. La fața locului au ajuns echipaje de la Smurd Balș și Serviciul Județean de Ambulanță. Fetița era conștientă și a fost transportată la Spitalul Orășenesc din Balș. Mai multe persoane bănuite de înșelăciuni prin metoda accidentul au primit astăzi vizita polițiștilor. Perchezițiile au avut loc în județele Gorj și Argeș, dar și în municipiul București. Grupul era format din persoane deținute într-un penitenciar și complici aflați în libertate, care ar fi contactat victimele telefonic. 5 percheziții au avut loc astăzi în județele Argeș și Gorj, precum și în municipiul București, în vizorul anchetatorilor fiind mai multe persoane bănuite de înșelăciuni prin metoda accidentul. Grupul era format din persoane deținute într-un penitenciar și complici aflați în libertate care ar fi contactat victimele telefonic. Cei în cauză s-ar fi prezentat victimelor cu funcții oficiale și le-ar fi adus la cunoștință faptul că o rudă a lor sau o cunoștință ar fi fost implicată într-un accident de circulație și au nevoie urgent de o sumă de bani pentru a scăpa de închisoare. Sumele de bani solicitate astfel ar fi fost trimise pe numele complicilor prin mandate poștale sau companii de servicii financiare prin transfer de bani. Prejudiciul cauzat prin activitatea infracțională este de peste 60.000 de lei. Pentru a nu deveni victime ale acestui tip de infracțiune, Poliția Română vă recomandă să nu dați curs instrucțiunilor primite telefonic de la persoane necunoscute care pretind că au calități oficiale. Nu oferiți date cu caracter personal prin intermediul convorbirilor telefonice, indiferent de calitatea invocată de interlocutorul de la capătul firului. În caz de accident, nu există noțiunea de plata unor despăgubiri, decât ca urmare a unei hotărâri judecătorești în acest sens sau prin societățile de asigurări. De asemenea, atât victima, cât și autorul unui accident nu au nevoie de bani ca să primească îngrijiri medicale. Notați numărul de telefon de pe care ați fost contactat sau de la care ați primit mesajul de tip SMS, numele persoanei care vă contactează, calitatea în care se prezintă și păstrați atât apelurile cât și mesajele SMS pentru ca aceste date să poată fi verificate de organele de cercetare penală în eventualitatea în care ați fost deja prejudiciați. În cazul în care sunteți martorul unei infracțiuni sau victima acesteia, rețineți cât mai multe detalii și apelați în cel mai scurt timp numărul de urgență 112. Polițiștii gorjeni anchetați în dosarul Mafia Cărbunelui au fost trimiși în judecată. Potrivit parchetului general, cei 12 oameni ai legii vor fi judecați pentru luare de mită și abuz în serviciu. Aproape 50.000 de tone de cărbune au fost sustrase de pe benzile de transport ale complexului energetic Oltenia, prejudiciul creat societății fiind de aproape 4 milioane de lei. Numai puțin de 17 persoane au fost trimise în judecată în dosarul Mafia Cărbunelui de procurării din cadrul parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. Din probatoriu a rezultat că în perioada 2014-2015, 12 dintre inculpați, agenți de poliție care patrulau pe ruta Motru-Rovinari-Turceni-Țânțăreni, protejau persoane care transportau și comercializau cărbune sustras de pe benzile de transport ale complexului energetic Oltenia, pe care îl valorificau ulterior în Gorj și în județele limitrofe.
sustragerile de cărbune se derulau în special pe traseul benzilor transportoare către termocentrala Rovinari. În zonele în care circuitul de benzi este amenajat de-a lungul gospodărilor unor cetățeni ai localităților Roșia Jiu și Rogojelu, fiind descărcat în grădinile proprii, pentru ca ulterior să fie încărcat în mijloacele de transport aparținând proprietarilor gospodărilor sau altor persoane fizice. Transporturile de cărbune furat beneficiau de protecția polițiștilor. După ce le era remisă suma de bani cu titlu de mită, polițiștii se arătau dispuși ca pe viitor să manifeste aceeași atitudine în sensul neluării măsurilor legale. În plus, îi informau pe conducătorii auto despre alte echipaje de poliție care i-ar putea surprinde săvârșind abate rutiere. Complexul energetic Oltenia s-a constituit parte civilă în cauză cu suma de aproape 4 milioane de lei, reprezentând prejudiciul cauzat societății prin sustragerea unei cantități de aproximativ 50.000 de tone cărbune sortat. Dosarul a fost trimis spre soluționare Tribunalului Gorj. Vă prezentăm acum informațiile meteorologice. Vremea se încălzește ușor în următoarea perioadă. De ploi vom avea însă parte și la noapte. Se vor înregistra 6 grade Celsius la Craiova, Drăgășan și la Târgu Jiu și 7 grade la Calafat, Corabia și Drobeta, Turnul Severin. Mâine vom vedea din nou soarele. Vor fi 13 grade Celsius la Craiova și la Slatina, 14 la Caracal și la Drobeta, Turnul Severin, 16 la Târgu Jiu și chiar 17 grade Celsius la Râmnicu-Vâlcea. Știrile regionale se încheie aici. Raluca Săcuianu sunt eu. Vă mulțumesc pentru atenție și vă invit să rămâneți în continuare pe Alege TV. Urmează jurnalul sportiv. O seară minunată vă doresc!